Pe urmă. Pe urmă. Voi ce căutați aici? Pe unde v-ați stat? Noi așteptam că vreau să veniți cu mirea asta. Aici la primă. Stai, 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 domn primar, doar două cuvinte de partea întregului colectiv. Noi vrem să vă dorim dumneavoastră o căsnicie trainică, cum se spune la moldoveni, o casă de piatră, ca să aveți totul ceea ce vă doriți, copii frumoși, atâția cât vă doriți. Dar de obicei la mult se spun diferite povieți, n-am să spun acest lucru, însă vreau ca să vă doresc altceva, să aveți parte de o dragoste în fiecare zi. Adică și atunci când va trece o lună, și când va trece un an, și când va trece 10 ani, fiecare zi de viață până astăzi, fie ca aceea de astăzi. Multă sănătate din partea noastră și... Da, oameni buni, când voi ați reușit? Eu doar dimineață, că vă... Opa, ceva crade. Eu doar dimineață, la 9, la 10, am rugat colegii să vă anunțe, ca să vin să-mi cer iertare și scuze față dumneavoastră, că nu reușesc să vă chem toți, că mi-e incomod. Noi muncim aici în acei cu de țățani de acum și suntem... Și chiar nu mă simt bine din cauza asta, da? M-am numărat și așa și așa și când am luat la părinți, rude, verișori și așa mai departe, cunoștință, n-am avut cum. Și așa e capacitatea maximă a serii respective. Sper să nu mi-o luați nimic de rău. Și în acest sens am zis să, măcar simbolic, să ciocnim o șampanie și să dea Dumnezeu să fie cu Doamne ajută, cum se spune. Restul deja s-a aranjat. Nici nu știam că dumneavoastră în felul ăsta v-ați pregătit, Doamne, eu mă simt incomod. Înseamnă că o să trebuie să mai punem la cale o altă petrecere la iarbă verde undeva. Vă mulțumesc și îmi cer scuze să adaptă puțin și programul. Eu acum o să merg de aici să iau mireasa. De aceea, nu știu, poate cineva s-a aștepta că vin cu mireasa aici. Nu știu, n-am mai auzit să vină cineva cu mireasa la serviciu. Înainte să meargă cu ea la biserică și respectiv la starea civilă. Eu așa m-am gândit în mintea mea, zic, cum ați dau eu ochii cu dumneavoastră de săptămâna viitoare? Dacă am fost ocupat și cu pregătirile, mai discret activitatea, o să-mi iau câteva zile libere. Acum, astăzi, evident, n-am cum, dar și luni și marți. După aceea de miercuri sunt din nou și poate deja la vară o să-mi iau mai mult. Vă mulțumesc pentru faptul că mă răbdați, mă înțelegeți, mă susțineți. Am traversat perioade grele și acum nu-i dulce tare, e destul de complicat. Eu cred că s-a înregistrat cea mai lungă ședință a Consiliului Municipal din istorie, nu știu, de vreo 3 luni sau jumătate de ani de acum. Am înțeles tot și au închis-o, un fel de cadou din nuntă, de partea Consiliului în ansamblu. De altă parte a Consiliului, acolo am văzut că au stres semnături să mă limit, tot cadou din nuntă. Asta trebuie să... Mă rog, deja nu mai atrag atenție atâția ani, dar cu dumneavoastră noi am mișcat orașul ăsta înainte și știți că am o bucurie dincolo de toate problemele care mai sunt de rezolvat. Și dacă o să avem tăii de caracter și imunitate, vom scoate noi în capăt și celelalte. E greu anul ăsta. Și cel de trecut a fost greu și anul ăsta încă e greu. Nu, așa e situația la noi, dar asta e altă discuție și nu-i pentru azi. Haideți atunci, dacă mi-i îngăduiți, în ce să mă trebuie să mă... Nu trebuie să vă deranjați. Băi, oameni buni, măi, vă rog, de și de unde? Ei, nu mai trebuie, măi. Eu vreau să-i mă rog, 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 să-i mă
cer cât mai simplu, cât mai mult des. Mă simt incomod, vă spun sincer. Bărbaților, măi, turnați la femei un păcat din... Mai sunt vreo câteva. Mai eu vreo două, mai împart, dacă ce-ați spus. Noroc, Muțani. Ce o să de România vorbesc la noi? Poteți? Cine de România vine? Din România vin câțiva prieteni, un coleg de facultate, o cunoștință, doamna Elena Căsescu, care am botezat fiica. Cam atât, da. Păi vine doamna Nifica. Eu sunt. Mulțumim. Împreună. Doamna Elena Căsescu, care am botezat fiica. Cam atât, da. Păi vine doamna Nifica. Eu sunt. Mulțumim.
spune. Domnilor și domnilor, în aceste momente primarul capitalei Dorin Chirtoacă este împreună cu... Sunt ai... Doar te împarte și întorcesc-o, că el așa se va. Angajații primăriei îl felicită pe Edil cu ocazia marelui eveniment care are loc în viața lui. La această mini-petrecere organizată nu participă și mireasa. Primarul a anunțat că în câteva clipe va merge acasă la Nișara Login pentru ca ulterior să meargă împreună la oficiul stării civile unde va avea loc unia civilă a celor doi. Iar la ora 16 mirii vor merge la Biserica Teodora de la Sicla, unde va fi oficiată cununia religioasă. M-ați lăsat fără grai. Să-l ascultăm pe primarul capitalei în aceste lucruri. Ce să mă ascultați? Vrem să ne spuneți dacă aveți emoții în această zi. Acum am emoții pentru că am venit să am așa un cuvânt de bine înainte de eveniment cu colegii de la serviciu și deși i-am anunțat cu două ori înainte, deci prin cap să-mi treacă eu să reușească să pregătească, au venit cadouri, fel de, m-au lăsat fără graie. Văd aici oameni care sunt mai mult decât colegii de serviciu, sunt oameni alături chiar cu sufletul și cu inima, m-au evoluționat și m-au lăsat chiar fără graie. Eu venisem doar să-mi cer scuze că nu-i pot invita pe toți ăsta, nu reușesc, nu sunt suficiente locuri. Și când colo, ei au întors-o în așa fel încât s-a făcut o sărbătoare chiar aici la serviciu. Îmi mulțumesc din suflet și sunteți deosebiți. Se așteptau subalternii dumneavoastră să ajungă la această petrecere și mireasa. E ocupată? Eu nu știu, uite, trebuie întrebați dumnealor în ce măsură. Eu cred că fiecare își dă seama că există o număr limită de locuri și încep cu rudele, încep cu aceia care ai crescut de mic. Așa e tradiția. Evident că mi-aș dori pe toți. Mai ușor ar fi să facem un picnic, nu știu, o petrecere câmpenească, dar n-avem cum. Astea sunt datele problemei și de asta am vrut să vin înainte de eveniment ca să-mi cer scuze de la ei, că totuși suntem umăr la umăr 10 ani deja aproape. În rest o să meargă bine, eu sper să fie toată lumea mulțumită. Mergem acum să la mireasa și înainte. Mireasa este gata, vă așteaptă, e pregătit, are rochia... Da, cam așa, acum, jur de două ori trebuie să fie gata. Eu știu, vedem la fața locului. Cine are mai mari emoții? Mirele, mireasa, părinții? Probabil părinții. Totuși ne-au crescut atâția ani. Asta nu-i glumă. Să concepi copilul, să-l naști, să-l crești de mic. Cât nu vorbește, nu merge, să-l îngrijești, să-l educi, să-l faci mare. Păi, asta e chin. Chin mare și mult efort, multă muncă. Aici părinții, cu siguranță, au cel mai mare emoții. Absolut toate detaliile. Ce urmează astăzi, direct cu lumea religioasă sau ce vine? Nu știu dacă neapărat în secret. Am încercat să desfășurăm toate pregătirile și tot discret, așa cum face fiecare familie din Chișinău, că doar să fac nunți în fiecare sâmbătă, în fiecare duminică, în fiecare vineri de acum și miercuri am fost la nunt odată. Și joi. Deci oamenii când fac nunțele, nu se anunțe peste tot în toată mass media. Înțelegem că suntem mai cunoscuți așa, dar am încercat să noi să fim discreți. Altfel n-am fugit din Chișinău, nu ne-am dus în altă parte. Și mai voiam să vă întrebăm, mi-ați spus angajaților de la primărie că voi veți lua concediu mai târziu în vară. Asta înseamnă că luna de miere nu va fi imediat după nuntă. Vedem, nu știu dacă acum cineva mai are o lună de miere plină, adică o lună de zile. Câteva zile, eu știu. Acum 3 zile o să avem liber și revenim. Mergeți undeva în străinătate? O să vedem. Avem încă până dimineață de... Cred că o să mergem să ne aerisim. Cât uitați o să fie la nuntă și dacă va fi o nuntă, cam povești cum se așteaptă lumea. Vine cineva din România?
Noi am încercat să facem totul cât mai puțin fastuos, cât mai simplu, fără mâncare pe masă, cu mâncare servită. Nu știu, de acum o să spun invitații. Am exclus o serie de lucruri care de obicei la noi așa nu aveau sens de punctul nostru de vedere. Vă mulțumim, Casa de Piatră, vă dorim. Așadar, în aceste momente, primarul Capitalei a venit să cerpnească cupe de șampanie împreună cu angajații primăriei pentru ca ulterior să meargă la oficiul stării civile și la biserică, iar la ora 18 sunt invitate sute de persoane să participe la sărbătoare, la o petrecere care va avea loc la un restaurant de lux din sectorul botanic al Capitalei, un local care are 5 săli și 4 terase, este amenajat în parcul Valea Trandafirilor cu vedere spre lac. La nuntă sunt invitați colegi de partid, prieteni apropiați, dar și invitați din România, inclusiv Elena Băsescu, asta întrucât TikTok este naș de botez al Sofiei Anais, nepoțica președintelui, fostului președinte Traian Băsescu.